Am lucrat foarte mult pentru ProTV. Deci îmbrăcam crainicele la ProTV. Nu cred. Da, deci fii atent ce fază. Deci Sârbu i-a dat business Laviniei, da, foste neveste, să se ocupe de vestimentația crainicilor. Și la fete și la băieți, da? Esca, toată gașca. Toată gașca. Lavinia, pentru că a fost manechin de la, de la FCTB, cunoscându-mă pe mine, că și-am prezentat și-o pentru ei când aveau nevoie caer, chestii, Sibiu, așa, a venit la mine. Eu aveam casă de modă. Și la un moment dat, și am lucrat eu. Deci ea, în întrepriză, m-a luat pe mine. Eu produceam, ea le lua și ea le închiria. Tăiarea ale prezentatorilor în de atunci? În primii ani, da, eu. De sacoul ăla roșu lui Andreea ăla Esca? E făcut nu, de mine. Nu cred. Da. Da. Dar așa ți s-a cerut atunci să faci un sacou roșu? Păi nu mai ții minte, îți dai seama.